Asociația Generația Tânără a adus în vizită la Muzeul Național al Banatului copii din sat chinez Moșnița Nouă și Călacea. Cei mici au avut parte de o zi plină de zâmbete, descoperiri și povestiri fascinante. Micuții au descoperit armuri și cavaleri, tablouri prețioase, opere de artă, diplome și ținute retro. De asemenea, aceștia au avut parte și de activități. Au privit arta maestrului Silvio Ravițan, o lume magică de culori și forme, dar și ora de istorie cu Darius. Acesta i-a fermecat cu povești despre Banat, Timișoara, legende și adevăruri. Coordonatorii și ghizii Corina Craciova, Zoran Markov și Darius Sala au avut grijă de fiecare copil să se simtă special și să plece cu amintiri de neuitat.